cât despre curaj și lucruri frumoase, nu aveam cu cine să vorbim mai potrivit decât cu Adina Buzatu. Bine ai venit! Bine v-am găsit! M-am amuzat! Adică de ce despre curaj? Sunt eu așa curajoasă? Da, ești curajoasă, plus că toată lumea te vede ca fiind parte foarte bine așezată într-o lume a bărbaților. Te înțelegi foarte bine cu bărbații pe care îi înțelegi bine. Dragilor, ne trebuie curaj să avem așa, în fața bărbaților, să avem un cuvânt de spus. Da. Dar chestia asta se obține și vreau să te întreb cum ai reușit tu, pentru că cel mai adesea o femeie, când e vorba despre mulți bărbați deodată, care vin să-i solicite ce e foarte vă rog important, să nu scoateți haine, nimic din context. Că despre asta e vorba, toată lumea știe cine e Adina Buzatu, de aia mi-am permis, pentru că altminte n-aș fi lăsat echivocul ăsta să plutească asupra discuției noastre. Când foarte mulți vin și îți cer lucruri, aș vrea un costum care să fie așa, da așa. Și tu trebuie să-i spui, doamne, nu e bine așa. Nu așa. Îți spun, în primul rând, bărbații sunt foarte raționali. Vorbim în general. Da. Și bărbații sunt foarte raționali și acceptă adevărul spus în față. Ceea ce mie îmi place, eu sunt o persoană directă. Nu știu cu mănuși, cu diplomat, cu să zic frumos, să dau cu evantaiu, eu nu știu să fac treaba asta. Și atunci eu spun, doamne, ai burtică? Da, zic burtică, totuși nu zic burtă ca să se zic. Da, oricum, ei știu. Sau ai posteriorul ușor prea bombat. Înțeleg ei că sunt vreo 10 kg în plus acolo. Și atunci, în general, unul că acceptă sinceritatea, o înțeleg. Doi, că sunt rațional și conștientizează niște lucruri. Trei, că în secunda în care le-ai cunoscut, câștigat încrederea, devii pentru totdeauna, cum se spune, omul ăla la care ei se întorc. Ei se întorc întotdeauna la tine pentru că își au încredere. Am clienți care vin din Londra, care vin din Paris, care vin din Milano și nu mă refer aici doar la români. Ieri chiar a fost un client din Danemarca, danez, care are, cred că, 30 de ținute de la mine și de câte ori apare un eveniment în viața lui, nu contează, se duce se undeva. Se înființează la tine. Dar ia un bilet de avion. Deci ia un bilet de avion și mă uitam la el ieri și mă gândeam, mamă, eu nu cred că aș zbura nicăieri în lume pentru nimic așa în mod special. Hai că ai zburat. Nu numai că ai zburat. Mă gândesc să iau haine. Hai că ai zburat. Nu mai zice, pentru că avem și noi toți pereții plini de isprăvile tale. Te-ai aruncat din avion cu parașuta și o dată sau de mai multe? De două ori, dar mă mai arunc. N-am de avut timp, eu m-aș arunca. Nu, deci e foarte frumos. M-aș arunca săptămânal, dacă s-ar putea, dar e un boost din ăla de adrenalină, sare adrenalina la 2 milioane de unități. E foarte frumos. N-am avut timp, sincer, timpul e cel care mă reține, care trebuie să mă duc până în Crinceni fizic. Dar cum e? De ce te-ai duce până acolo? Cum e momentul în care părăsești genial, genial. Să știți că vă spun ceva. Mie mi-era frică prima dată. Întâi eram eu curajoasă, dar îi spuneam Sarei, mă duc și Sara, n-aș face chestia asta. Și eu acum mă gândeam noaptea, zic, dar eu sunt nebună. Și zic, hai să nu te zamăgesc copilul. Totuși mă duc, cum adică, i-am zis că am curaj și acum nu mai am curaj. Și singura chestie de care mi-era frică era momentul ăla în care trebuia să mă arunc. Păi dacă te arunci cu un instructor, nu te arunci tu, te aruncă ei. Asta odată. Dar problema e la aterizare. Păi nu, aterizarea nici nu simți, e o fericire în zbor, crede-mă, deci momentul ăla sau momentele dintre sărit și deschiderea parașutei, ăla e momentul cel mai frumos, aș zice, cel mai extraordinar, dar n-are grad de comparație. Un moment pe care nu l-ai trăit niciodată. Deci o senzație de libertate, de bucurie, de fericire, de viață, de... Uite, e ceva divin. Și a doua oară simți același lucru? Da, și a treia oară cred că același. Și vorbeam cu Ramirez, cred că îl chema pe cel cu care am sărit, că bineînțeles m-am asigurat să fie cu o experiență și să aibă 10.000 de sărituri la activ. Recunosc că nu. Eu sunt genul care fac nebunii, dar le fac controlat. Corect. Adică mă arunc cu coarda, dar verific eu câți metri are, știi? Nu chiar așa. Și mi-a zis și el că îi place de fiecare dată, adică nu e o senzație. Din punctul meu de vedere, cel mai riscant nu e când sări cu cineva. Cel mai riscant e când începi să ai tu curaj să te simți șmecher, ai făcut școala și după aia începe, stai că deschid mai târziu parașuta. Ca să prelungesc senzația. Și atunci oamenii în general așa fac, e ca la condus, știi? Înveți să conduci și la început te chinui. După aia când conduci mai bine, începi să ai mușchitar, când de fapt tu mai mult până a deveni profi. De aia dacă vă uitați, toți piloții și cunoști
cunosc foarte mulți, uitați-vă la Mihaileu, dar mulți conduc atât de atent pe drum, pentru că ei sunt profi, știu exact ce se poate întâmpla și, mamă, sunt super atenți, super, nu depășesc limita legală de viteză, deci, te-ai mira. Exact. Te aștepți, mamă, vine acum cu 200 la oră, îl vezi pe Mihaileu, pe serpentine, niciodată, deci e tot timpul impecabil. Dar spune-mi, te rog, în momentul în care, bun, de acord, te arunci din avion, e o senzație, dar în momentul în care te arunci într-un butoi plin cu apă, cu gheață, e aceeași senzație de bucurie și eliberare? Nu e alta, stă inima, e senzația că stă inima. Păi asta inima. Zic, n-ai făcut șoc hipotermic. Dar nu, nu îmi faci și să știi că ce este comun e aceeași senzație de fericire dată de adrenalină pe care o ai după aceea. Aha. Pentru că prima secundă îți rămâi fără respirație, dar ai un mentor care se ocupă de tine, deci nu, Bogdan Bănciulescu a fost la mine, dar nu ți se poate întâmpla absolut nimic. Ideea e că în momentul în care ieși, mamă, deci ești ușor, fericit, liniștit, parcă ți-a luat așa o tonă de greutăți de pe cap. Dar de ce ai făcut-o in the first place? Adică de ce te-ai pentru că știam că este o experiență foarte interesantă, e pentru că gheața e foarte sănătoasă. Da, așa. Da, rezolv boli, da, serios. Este extrem, extrem de bine, dar trebuie făcut cu un profesor supravegheat și să înveți că e vorba de tehnica de respirație dinainte, e vorba de meditația dinainte, apoi, deci sunt niște pași pe care îi faci, nu așa ne aruncăm în gheață și vedem ce se întâmplă. Vă spuneam de raliu, să știi că am și pilotat la raliu. Pilotat! Serios. Deci am fost și în dreapta, copilot. Bun, un tip după care ai zis pilotat și l-am avut în dreapta pe Valii Porcișteanu, adică scuză-mă. Aveam așa un copilot, zici că eram campionul național al României, de meritam așa copilot extraordinar. Dar a fost foarte interesant și îmi place să încerc să fac lucruri. Îmi place, uite, recunosc că de multe ori împing pe Sara să încerce orice, pentru că... E mai prudentă un pic? E mai prudentă, e mai atentă, poate, nu știu dacă fricoasă, dar mai așa, mai înțeleaptă. E și chestiune de personalitate. Înțeleaptă. Da, și eu pun să facă lucruri. Uite, am fost la raliu și am îmbrăcat-o, zic, hai îmbracă-te în combinezon să vezi cum arată, de ce nu mă dau, nu, zic, nu. Am îmbrăcat-o în combinezon și a venit Mihaileu, eu îi spusesem, vezi că ți-o arunc pe Sara în mașină și acum am pus-o în mașină și ea săraca ce era să zic, ea a fost jenă. Și Mihai zice, mergem gata? Și ea, da. Când a ajuns sus, mi-a zis, mă, a fost bestial. Zic, te-ai mai dat? Nu. Mulțumesc. Zic, m-am fost bestial. Cum ai nimerit-o în România de atâtea ori? Că știu că lucrurile la Londra deja. Deci o nimeresc, nu, vine, pleacă. Sara e vine, pleacă cu bagajul mână. Noi am venit, am fost plecate la Copenhaga, ne-am întors, am fost plecate la Istanbul, ne-am întors și imediat a doua zi a plecat din nou la Londra, adică ieri. Mi-a și zis, zice, nu știu de ce mai desfac bagajul ca să-l fac la loc, că probabil îmi trebuie aceleași lucruri. Ea lucrează foarte mult, muncește foarte mult, face evenimente pentru compania din Londra la care activează și îi place să călătorească și cam e tânăr, are 25 de ani. A ajuns dacă manager corect. Da, a ajuns manager pe o zonă foarte mare de marketing a companiei. Ei e super ok și place mult ce important face. E că sunteți fericite amândouă și că sunteți atât de nebunite de faptul că nu vă vedeți în perioade lungi, pentru că vă vedeți la des. Cât vorbim la telefon, crede-mă că nu suntem tot timpul, știm tot ce face cealaltă, de multe ori și facem lucruri împreună, nu știu, eu sunt la volan, mă duc spre casă, pun, fixez telefonul acolo și vorbim și ea mă vede și râdem, comentează, zice, uite, fac deci aia, e ca și când ar fi plecat cumva. Da, exact.